Salut! Astăzi vreau să facem o înmulțire la planta de gheață sau Sedum spectabile briliant, în denumirea ei științifică. Este o plantă iubitoare de căldură și foarte rezistentă la secetă. Crește ușor în grădină, este perenă, deci o aveți mai mulți ani și o puteți înmulți foarte ușor, atât prin butaș tăiați direct din plantă, cât și prin frunze recoltate de pe planta mamă. Este bine ca frunzele să fie recoltate mai târziu, adică când florile încep deja să se usuce. Astăzi facem împreună butaș din planta pe care am recoltat-o împreună, din ramurile acesteia, pentru că erau destul de multe. Iar după perioada, sezonul de înflorire, în toamnă târziu, spre iarnă, aceste părți aeriene se vor usca complet, iar în primăvară vor răsări altele din rădăcină, alte plante noi în fiecare an. Din planta pe care am recoltat-o, tăiem butași de 5-7 cm, îndepărtând frunzele pe o distanță de 2 treimi din plantă și lăsând doar în partea superioară două frunze. Acești mici butași îi punem direct în substrat de pământ, format din turbă 50% și 50% pământ de flori. Găsiți pământ cu această rețetă foarte ușor în magazinele de bricolaj și plante. Le tăiem simplu sub un, întotdeauna tăietura de la bază să fie sub un nod, adică acolo unde frunza a fost inserată. Le îndepărtăm frunzele care din partea inferioară și lăsăm doar sus două frunze. Foarte simplu. O altă metodă este aceea de a le mulți această plantă prin frunze. Și aceste frunze pe care le-am recoltat de pe planta mamă, le înfigem ușor în pământ la o adâncime de maxim un centimetru în acest amestec de turbă și pământ de flori. Este singura operațiune pe care o avem de făcut. În rest, trebuie să lăsăm aceste recipiente într-un loc umbros, ferit de razele directe ale soarelui. Să aibă lumină, dar să nu bată soarele în ele. Și le vom uda atunci când pământul ne va indica că s-a uscat. Este o metodă simplă prin care putem multiplica această minunată floare pe care să o avem în grădina noastră, să ne bucurăm de ea, pentru că sezonul cald se pare că va fi predominant, avem nevoie de plante rezistente la secetă. Aceasta este una dintre ele. Multiplicați-o și voi, pentru că este foarte simplu. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi, să vă bucurați de plante.